Oameni buni, bine v-am găsit. Astăzi suntem la Lunca Mărcușului și suntem la un eveniment foarte frumos, îl consider eu. Suntem la caravana medicală în județul Covasna. Această caravană este inițiată de Spitalul Militar de Urgență Regina Maria Brașov și l-avem invitat pe lângă, alături de noi, pe domnul comandant. Bună ziua! Bună ziua! Cum decurge evenimentul până acum? Conform așteptărilor, noi am inițiat o caravană medicală pentru a veni în sprijinul populației afectate după inundațiile din 30 iunie, împreună cu instituții ale statului, respectiv instituția prefectului județului Covasna, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, împreună cu Garda Națională de Mediu pentru județele Covasna și Brașov, pentru Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, împreună cu Primăria Dobărlău și, evident, cu sprijinul oamenilor de aici. Am fost într-o recunoaștere săptămâna trecută, am găsit această locație unde oamenii au făcut niște eforturi extraordinare de a îndepărta consecințele inundațiilor. Săptămâna trecută, când am fost, noroiul cred că era cel puțin de 4-5 cm, au făcut tot posibilul să ne putem campa în această locație. Felicitări și mulțumiri totodată și părintelui preot Floroiu și mulțumim și domnului primar din Dobărlău. Ne aflăm aici cu o echipă de medici și asistenți, aproximativ 30 de colegi, care s-au alăturat acestei inițiative. Este o inițiativă aprobată și coordonată de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale de a identifica zone defavorizate din area noastră de responsabilitate, respectiv județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș. Iacătă, astăzi ne aflăm, astăzi 28 iulie, la Lunca Mărcușului, unde am venit cu această echipă medicală în multiple specialități, medicină internă, cardiologie, endocrinologie, psihiatrie, psihologie, oftalmologie, orele, generală, ortopedie, traumatologie, medicină dentară, boli de nutriție și metabolism, nefrologie, sper că n-am uitat pe nimeni, sunt colegi de ai noștri din medicina de urgență și anestezie, terapie intensivă, care practic s-au alăturat, cred că din primele minute, de când ne-am propus să facem o asemenea caravană medicală. Sunt plin de entuziasm și au venit cu toată deschiderea pentru a identifica nevoile de îngrijiri medicale ale populației rezidente. Și noi aici oferim, în primul rând, consultații în aceste specialități pe care vi le-am menționat. Totodată sunt prezente aici și o parte din logistica spitalului. Menționez faptul că echipa pe care am deplasat-o astăzi aici, pe lângă faptul că este o echipă voluntară și care au ales să petreacă o zi de sâmbătă aici împreună cu locuitorii din Lunca Mărcușului și din Băcel, la spital este o altă echipă ce asigură cele 8 linii de gardă, astfel încât spitalul militar este funcțional la ora aceasta fără niciun fel de probleme. Am deplasat o parte din logistică, există aparatură de laborator. O să mergem imediat să-l vedem. Acum vedeți că n-am întrerupt, eu de obicei nu sunt așa de... Nu las lumea să vorbească foarte mult, dar acum ne-ați dat niște informații foarte prețioase. Imediat o să mergem să vedem exact ceea ce ne-a comunicat domnul comandant. Dar până atunci o să întreb și partenerii instituționali care au venit alături de dumneavoastră. De ce ați vrut să participați la o asemenea caravană? Domnul Paraschiv, domnul Mircea Paraschiv de la Garda Națională de Mediu, Brașov. Brașov, da. După cum se știe, între cele două instituții există o colaborare mai veche. Am avut evenimente care le-am derulat împreună cu cea mai mare plăcere și cu cel mai înalt profesionalism, în primul rând din partea Spitalului de Urgență Militar. Maria. Ne bucurăm foarte mult pentru că pe noi ne preocupă mediul, da? Și mediul înseamnă și sănătatea celor din jurul nostru, modul în care trăiesc și condițiile în care își derulează viața și activitatea. E o activitate benevolă, o facem în timpul nostru liber, venim pentru că ne place să facem lucrul ăsta. Colegii mei au acceptat din primul moment acest lucru să participe pentru că
efectiv sunt implicați în viața de zi cu zi a județului și nu numai. De ce în Covasna? Pentru că e un județ lipit de noi, suntem la limita dintre cele două județe, până la urmă, până unde e Covasna, până unde e Brașov. Și împreună cu colegi... limita nu mai contează. Și limita nu mai contează atunci când este vorba de calitatea și situația oamenilor din jurul nostru. Sunt niște gesturi mărunte, ne-am adus noi o contribuție minoră, zicem noi, dar am vrut să fim alături cu gândul și cu fapta de cei care într-adevăr au derulat și derulează un proiect de excepție. Este foarte frumos ceea ce se petrece aici. Ne-am pus și noi la dispoziție logistica și serviciile ca să putem să-i sprijinim cu aportul nostru cât de mărunt. Să fie la adus aici, probabil pot să conteze și contează cât de cât. Mulțumim! Continuăm și cu doamna director Anif Covasna, doamna Aurora Paraschiv, să ne povestească cum de a venit alături de această campanie. Este foarte bine că, în sfârșit, cel puțin în zona militară, mai puține doamne vedem, dar acum, uite că avem și o doamnă printre noi și asta ne bucură. Da, în primul rând, bună ziua! De ce am venit astăzi aici? Pentru că am fost aici atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, în perioada inundațiilor, unde am intervenit cu instituția noastră pentru a evacua apa din incintă cu motopompe. Și bineînțeles că astăzi am venit aici și mă bucur alături de partenerii noștri de astăzi că avem așa o acțiune minunată pentru acești oameni minunați care chiar aveau nevoie de aceste consultații și, în primul rând, oferirea ideii de prevenție care este extraordinară, ceea ce în zona respectivă nu este mai greu. Da. Îl avem și pe preotul paroh, vă mulțumim foarte mult, avem și pe preotul paroh de aici. Da? A fost o perioadă destul de grea pentru noastră și pentru cei care, într-adevăr, locuiesc în zonă și cu ajutorul Dumnezeu ați depășit-o și uite că și oameni de bine au venit să facă și mai bine. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste toate și vom trece și în continuare și așa cum a spus și dumneavoastră și cu ajutorul oamenilor care din momentul în care s-a petrecut acea nenorocire au fost alături de noi, au fost alături de oamenii din cele două sate, din Lunga Mărcușului și din Băcel și i-au sprijinit și i-au ajutat cu tot ceea ce a fost necesar. Și cum spuneau și domnii și doamna, este foarte binevenită și această acțiune din partea Spitalului Regina Maria din Brașov, pentru că oamenii, cu toate problemele pe care le-au avut, necazurile pe care le-au prin gospodării, au uitat și poate s-au neglijat. Și nu s-au mai gândit la sănătatea lor trupească și este binevenită această acțiune de astăzi de aici din satul Lunga Mărcușului, pentru că oamenii să poată să vadă și din punct de vedere medical cum stau, pentru că la unii situația s-a agravat, sunt oameni în vârstă cu probleme destul de grave și mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au fost alături de noi și sunt alături de noi. Înainte să merg cu domnul comandant, să mergem împreună, de fapt, cu domnul comandant și în sălile pe care dânsul le-a pregătit, vreau să nu uit, și de aceea voi și citi, să nu uit pe nimeni, pentru că așa este frumos și așa se impune. Toți care au contribuit la această campanie excepțională, parteneri, Instituția Prefectului Județului Covasna, Primăria Comunei Dobârlău, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Brașov, Garda Națională de... cum? Covasna și Arghita, mă scuzați, Academia Forțelor Aeriene Henri Coan de Brașov, Garda Națională de Medie, Comisariatul Județean Brașov și Covasna, ANIF Covasna și Brașov, Colegiul de Onoare al Brașovului, Grupul Iubim Brașov, Hanul Domnesc, Lefru Marin Săcele și Creativa Esversangs Brașov plus Business for Your Design. Pe lângă asta, mulți alții care au venit și au fost alături de această campanie. Vă mulțumesc foarte mult și mergem mai departe cu domnul comandant să vedem și sălile, pentru că să ne povestească exact ce se întâmplă aici și să vedem și cum răspund oamenii. Vă mulțumim! Da, misiunea aceea de a menționa la final partenerii. De unde începem? Așa, perfect. Participă la această activitate medicală, da? Practic, pacienții
colegul nostru Adi astăzi să intre așa cât se poate, să nu deranjăm actul. Am avut aici o registratură în care pacienții, practic, în baza buletinului de identitate, li se întocmește o fișă pentru a fi consultați. Această consultație este oferită de colegii noștri medici de urgență și ateiști. Fiecărui pacient îi se face o electrocardiogramă, îi se determină tensiunea arterială, puls, saturație în oxigen și, evident, se stabilesc prioritățile. Apoi sunt preluați de către un cadru medical și, practic, sunt conduși la toate specialitățile pe care noi astăzi le avem declasate în interiță. Observați o pacientă care este preluată de la una din specialități și îndrumată spre o altă specialitate. În prima încăpere, care este o sală de clasă, așa cum vedeți, consecințele inundațiilor au fost fără doar și poate cumplite. Sunt colegii mei care au venit în specialitățile diabet, nutriție și boli metabolice, în specialitatea nefrologie. În partea din stânga avem colegii care sunt de chirurgie generală, ortopedie, traumatologie. Am adus niște aparate de laborator pentru a face un sumar de analize de sânge și urină. Asta este foarte bine, pentru că este foarte greu să cred că uitați și persoanele mai în vârstă să se deplaseze. Sigur că da, și colegii mei au avut oportunitatea chiar de a surprinde niște situații acute, așa cum a fost cazul unui pacient vârstnic care a prezentat un puseu acut hipertensiv de 245. A stat aproximativ 2 ore monitorizat, așa cum vedeți pe masa alăturată, este un monitor cu funcții multiple. A fost monitorizat și la momentul acesta se simte mult mai bine și urmează să efectueze și alte consultații de oftalmologie, cardiologie, medicină internă. Oare de ce credeți dumneavoastră că, uite, totuși să întâmpinăm aceste lucruri sau sunt... consecințele acestea în lumea nu se duce și nu se tratează. Nu știu, acum și din partea noastră ca și specialist. Zona pe care noi am identificat-o ca fiind defavorizată, probabil nu este defavorizată la momentul acesta doar de inundațiile care s-au petrecut. Asistența medicală primară este foarte slab reprezentată în zonă. Am înțeles că singurul medic de familie disponibil este în comuna Dobârlău. Pentru oamenii care sunt rezidenți în aceste sate, sigur că fiind și foarte mulți vârstnici, le este foarte greu să se deplaseze, probabil, până acolo. Deci, în primul rând, vorbim despre prezența unor medici de familie în zonă, pe parte de asistență medicală primară. Pe de altă parte, poate că există și o reticență în a se adresa medicilor. Sunt oameni care consideră că au anumită vârstă și că problemele lor... Asta e, cum se zice. Greu mai pot fi remediate și, sigur, sunt multiple cauze care pot contribui la toate aceste probleme de sănătate, uneori destul de importante. Eu aș zice că aici ar trebui să administrația, cel puțin administrația, ar trebui din când în când să mai facă o evaluare și să mai sesizeze, uite, să pot face aceste campanii excepționale din când în când și la cerere, dacă e o idee, nu știu, mai ales în zona Brașovului sau în zona Covazne, să vină cineva să-i vadă din când în când. Nu știu, așa mă gândesc că ar fi bine. Da, sigur, pentru noi această caravană medicală, așa cum v-am declarat de la început, este în întâmpinarea și identificarea nevoilor de sănătate. Fie că vorbim despre prevenție sau profilaxie, fie că vorbim despre metode de diagnostic și tratament, așa cum se întâmplă și astăzi. Iar în încăperea următoare o să vedeți, sunt alte specialități, colegi care vin în completarea, poate, a specialităților cu care au început pacienții. Și haideți să intrăm. Foarte multe consultații. Este... partea stângă la fereastră, zona unde sunt oferite consultații de medicină internă, pe partea de cardiologie. Avem și colega endocrinolog, zona unde se desfășoară consultații în zona de psihiatrie, psihologie. Iar în partea stângă, observați, vă rog frumos, am deplasat o întreagă logistică pentru specialitățile de oftalmologie.
și partea de ORL, unde domnul doctor, observați, are chiar și un endoscop rinosinusal cu care poate să facă aceste consultații într-un mod extrem de performant. Este o aparatură ușoară, mobilă, care ne permite să ne deplasăm practic către pacienți și pot fi identificate probleme reale de sănătate. Vedeți acolo niște imagini. Dacă o să-l rugăm pe domnul doctor, este spectaculos. Pe care le are. Puteți observa pe monitorul aparatului, este un aparat performant, produs de compania Storz și care permite un diagnostic rapid. Observați, canalul auditiv extern este vizualizat foarte frumos. Acele interesant, e prima dată. Acele instrumente care defineau medicul orelist cu acea lampă frontală cu lumină venită din perete, iată, a fost sublinată cu această tehnică modernă de ultimă generație. Și ce este și care e problema? Deci cu absolut fără nicio suferință a pacientului. Metodele, sigur că sunt foarte puțin dureroase și permit diagnosticul rapid și într-un mod eficient. Sigur că, așa cum vă spuneam, și consultațiile de oftalmologie pentru a identifica probleme de vedere, pentru a stabili acuitatea vizuală, consultații pentru persoanele vârstnice, pentru stabilirea unei rețete de ochelari și după paravanul acesta avem o pacientă care în momentul acesta este consultată. Am adus un ecograf portabil pe care au putut să facă consultații atât medicina internă, colegul cardiolog a putut să efectueze ecografii cardiace, s-au făcut ecografii abdominale, dar și ecografii tiroidiene de către colega mea, medic endocrinolog. Deci am încercat să... Se zice, ați venit cu tot spitalul. Aproape cu tot spitalul. Așa cum v-am spus, la momentul acesta spitalul este pe deplin funcțional, prin cele 8 linii de gardă prezente. Este o parte din aparatura pe care o avem în dotare și sigur că este important ca și colegii care au optat pentru caravana medicală să-și poată desfășura în condiții cât mai aproape de condițiile de la spital, chiar dacă suntem acum într-o locație improprie pentru desfășurarea unui act medical de calitate. Dar trebuie să înțelegem că suntem într-o situație neprielnică, neprietenoasă, oamenii sunt necăjiți, oamenii sunt năpăstuiți de soartă, casele lor încă sunt pline de nămol, sunt umede, umezeala se vede și acum pe pereții caselor. Și am venit în întâmpinarea nevoilor lor de sănătate și am considerat că este mai ușor să venim noi către ei, să oferim ceva, fiindu-le probabil mult mai greu să se deplaseze până la medicul de familie, după aceea să se programeze la Sfântul Gheorghe sau la Brașov pentru consultații de specialitate. Consider că impactul este unul favorabil, este conform așteptărilor noastre. Mulțumesc încă o dată partenerilor fără de care n-am fi putut să ne descurcăm. A fost foarte importantă și modalitatea de anunțare a caravanei noastre, atât rețelele de socializare, dar și părintele preot care în slujbele pe care le ține în Sfânta Biserică a reușit să disemineze această informație în rândul populației locale, ca de altfel și domnul primar din Dobârlău, care ne-a susținut. Și încă o dată mulțumim tuturor partenerilor care astăzi s-au implicat într-o mai mică sau mare măsură la reușita acestui eveniment. Eu îl consider un eveniment reușit pentru că, de fapt, noi ne-am propus să venim în sprijinul populației și credem că targetul pentru care am gândit această deplasare își atinge scopul. Da, oameni buni, uite, să fac lucruri frumoase și să facă exact cum adoptă o caravană prietenul nostru, domnul Radu Dascălu, care lucrează acum, adoptă o familie și lucrează într-o curte aici, vis-a-vis. Chiar ne-am întâlnit. Și mulțumim foarte mult. Ne-a și ajutat să identificăm o familie de persoane vârstnice țintuite la pat
și care au fost aduse aici și am încercat să le asigurăm o asistență medicală atât cât putem să le ameliorăm starea lor generală. Oameni buni, ce să facem? Asta este caravana. Noi n-avem decât să promovăm tot timpul lucruri frumoase. Grupul Iubim Brașovul și, bineînțeles, iubim comunitatea, iubim tot ce se întâmplă în zonă. Iubim oameni. Suntem alături de aceste instituții care, uite, vin în sprijinul vostru. Îi mulțumesc și lui Adicioiu pentru că el a făcut un preambul, cel care ne și filmează un preambul al acestei caravane, pentru că noi am făcut înainte caravana exact în momentul în care s-au produs această nenorocire în această comunitate. Fiecare caravană, pe fiecare tip sau pe fiecare segment social, este binevenită. Și tocmai de aceea am venit ca o prelungire, dacă vreți, a ceea ce voi ați început aici în primele zile, ceea ce a inițiat domnul Radu Dascălu și, sigur, astăzi și noi venim în completarea nevoilor de sănătate ale populației. Cu siguranță oamenii aceștia în continuare au nevoie de ajutor, în continuare vor avea nevoie de susținerea oamenilor cu suflet și cu siguranță noi ne-am propus și până în toamna acestui an să organizăm asemenea caravane și în alte zone defavorizate, pe care la fel le vom identifica împreună cu instituțiile prefecților din județele din area noastră de responsabilitate, cu direcțiile de sănătate publică și cu ajutorul partenerilor care înțeleg că această acțiune este una doar în folosul oamenilor și pentru oameni. Și așa cum ne-am ales această deviză Uniți sub tricolor prin sănătate, fiind anul centenarului, am să închei împreună, cu siguranță suntem mult mai puternici. Mulțumim foarte mult și, într-adevăr, nu ne vom opri aici, chiar dacă suntem în anul centenar și anul viitor și vom face să fim cât mai aproape de comunitate și de către oameni. Iubim comunitatea, iubim oamenii, vă mulțumesc foarte mult, domnul comandant, și, într-adevăr, Spitalul Militar de Urgență Regina Maria, de excepție din Brașov, uite că se implică în comunitate, cum s-a implicat de atâția ani și poartă numele unei excepționale regine. Vă mulțumim, cu siguranță vom continua aceste acțiuni. Meritul este al echipei de medici, asistenți și personal din administrația spitalului, care extrem de rapid s-au alăturat ideii noastre. Practic au fost câteva minute în care am constituit echipa și nu au durat două săptămâni să organizăm această activitate. Am avut sprijinul autorităților, am avut sprijinul prietenilor și al celor care au dorit să ni se alăture și cu siguranță lucrurile nu se vor opri aici. Vrem să facem în continuare lucruri pentru oameni. Armata are datoria nu numai de a apăra țara, în primul rând de a-și apăra proprii oameni. Vă mulțumim foarte mult și revenim cu mini-reportaj. Da, uite, vom vorbi și cu doctorii de excepție de la Spitalul Militar să ne spună cum este în această caravană. Uite, vom vorbi și am început cu chirurgia, da? Așa mi s-a șoptit în scască. Bună ziua, domnul doctor. Da, e ziua. Bună ziua. Este interesant, deși un chirurg are mai puțin de lucru în caravană. Norocul meu este că fac și ecografii și m-au selectat colegii să mă ocup de această activitate interesantă. Exact. Spuneți-ne acum, cum este până acum? Ce impresie? Ca și o concluzie. Până acum lumea cum este în zonă? Păi, în general, sunt oameni amărâți care cred că ajung cu greu la un consult de specialitate și eu zic că e un lucru mare că am reușit și ne-am organizat să venim aici să le dăm un sfat și să-i îndrumăm pe mulți dintre ei, să-i îndrumăm către un consult mai departe într-un spital. Este doar un triaj, să zic, și cei care multe probleme se rezolvă într-un spital. Aici condițiile sunt un pic improprii, a fost și calamitatea asta cu inundația.
mă bucur că le-am putut fi de ajutor. Da, vă mulțumim foarte mult. Continuăm puțin, mergem spre mergem spre partea orele, dacă putem să spunem așa. O să vorbim cu domnul doctor, cum este în această caravană și care sunt impresiile până acum. Impresiile sunt foarte bune. Domnul doctor, să facem prezentările. Domnul doctor? Domnul doctor Lostun, medic specialist orele. Și e pentru mine a treia sau a patra experiență de acest fel. Am participat în mai multe moduri, în sensul că am fost cu asociații non-profit, cu asociații de studenți. Și eu nu e ceva nou. Nu e ceva nou și de la o experiență la alta lucrurile mi se par tot mai frumoase și mai reușite și îți dă o satisfacție. Nu există nicio constrângere, vii, lucrezi din relaxare, într-o zi care în mod normal ar fi liberă, dar pe de altă parte medicina nu e o meserie să o faci cu jumate de normă. Deci suntem medici în fiecare zi, și sâmbătă și duminica. Populația din zona așa după consultațiile care le-ați dat? În principiu, din punctul nostru de vedere al patologiei ORL, lumea stă destul de bine. E o tipică patologie a vârstei a doua și a treia, încep să fie tot mai multe hipoacuzii și probleme otice, în cazul nostru, hipoosmiile, scăderile mirosului și, în general, populația pediatrică e destul de puțin aici, dar de obicei ni se adresează și în mediul urban destul de rapid, fiind relativ aproape de oraș. În rest, este o patologie normală. Nu am găsit, poate ne așteptam să găsim patologie tumorală, având în vedere accesul mai greu, totuși, pentru cei mai în vârstă și din zona limitrofă Brașovului, dar până acum, în orele în care am consultat, din câte știu, nu s-a găsit așa ceva. Foarte bine, vă mulțumim foarte mult. Uite, poate ne faceți prezentările și către colegii dumneavoastră, că să-i inoportunăm cu... Da, bună ziua, domnul doctor Vădărescu, medic stomatolog. Cum este această campanie? Această campanie este o campanie binevenită din partea spitalului nostru. Venim în întâmpinarea nevoilor populației sinistrate din zonă și acordăm un mic ajutor la fața locului, un mic ajutor de început, pentru că fiecare consultație se va finaliza cu un ajutor consistent în cadrul spitalului nostru, unde avem condițiile pe care să ne desfășurăm activitatea propriu-zisă a fiecăruia. Noi suntem mulțumiți că în acest început am văzut un număr destul de reprezentativ de oameni și dorim ca această campanie să devină o obișnuință în aceste zone și nu numai. Unde e nevoie, pentru că noi în primul rând suntem medici, în al doilea rând suntem militari și prin natura profesiei noastre duble, acordăm ajutor de orice fel populației țării noastre. Vă mulțumim foarte mult. Aici au fost și câteva interviuri cu medicii care sunt în această caravană la Munca Mărcuș. Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem în scurt timp.